Concurenții au stat de vorbă în terasă. La un moment dat, Mihai o întreba pe Ionela dacă acesteia îi pare rău că a întrerupt cunoașterea cu Ștefan, crezând că o să-i meargă o relație cu Raul. Ionela spunea că nu credea că o să-i meargă cu Raul, nu regretă că a întrerupt cunoașterea cu Ștefan, pentru că, din câte a spus Ștefan, ea nu este genul lui ca și caracter, a plăcut-o doar fizic Ștefan. Izabela și Raul s-au retras în grădină, tot încerca Raul să fure niște pupici, a întins obrazul către Izabela. Îi spunea aceasta că ea este mai indiferentă într-o relație, pe ea trebuie să o cauți, să te ții după ea atunci când ești într-o relație. Și Raul îi spunea, păi aseară nu erai așa indiferentă, și aceasta i-a răspuns că acum nu sunt într-o relație, se referă că așa este ea atunci când are un cuplu, o relație. Am văzut că Raul, cât au stat pe terasă, a îmbrățișat-o, a pupat-o pe gât. Discutau atunci când au mers în grădină și despre cum se comportă Izabela atunci când termină o relație. Spunea că ea, dacă a terminat o relație sau o prietenie, întotdeauna lasă loc de bună ziua, pentru că nu se știe când te întâlnești cu oamenii aceia într-un anturaj, că Bucureștiul este mare și ea cunoaște foarte multă lume. Ramona îl informa pe Stelian că a discutat astăzi despre el niște lucruri și o să apară materiale cu ceea ce a discutat. Apoi Ramona a ieșit în terasă, Stelian a rămas prin bucătărie și Ramona le spunea celor din terasă că o deranjează deja foarte mult că îi se spune că nu știe ce își dorește. Ea știe ce își dorește, dar așteaptă ceva și din partea lui Stelian, ceva ce nu vine, și spunea că Stelian nu este decis. A mai zis că ea își dorește o familie, nu a venit să caute un tată pentru Rebecca, pentru că fata ei are un tată, a venit să își caute un partener. Tess și Robert s-au retras în grădina băieților, discutau diverse lucruri despre ce rasă de câine își vor cumpăra când vor ieși. Vroia Robert un husky, te spunea că vrea un câine mai loial, poate un pitbull. Apoi, la un moment dat, Robert o întreba, da, până la urmă tu câți tovarăși ai, că nu mi-ai răspuns. Și Tess a spus că nu are mulți tovarăși, nu stă să-i numere, dar dacă se referă Robert la un prieten mai apropiat pe care să-l sune când are nevoie de ajutorul lui, atunci poate să-i spună că are unul singur.